din 1991, imediat un an după căderea comunismului, când am întemeiat editura Cartea Creștină la Oradea, ne-am găsit aici, în Timișoara, trei surori, Ana Gruiescu, Alina Scânteie și sora Stoica, pe care le-am angajat și am început să viu, să le școlez, să le îndrum în lucrarea lor și totdeauna eram cazat la familia Gruiescu. Ana e și astăzi angajata noastră după 19 ani. Vreau să știți că toate predicile mele de peste tot în lume sunt înregistrate și imediat vin la Ana Gruiescu. Absolut toate predicile și studiile mele vin la ea și ea le pune în computer, le aranjează și împreună cu Dana Luca de la Arad le pun apoi în formă de carte. O lucrare pentru mine extrem de importantă, pentru că tot ce produc eu, tot ce dăruiesc eu ca învățătură, trece pe la Ana și pe la Ana Gruiescu și Dana Luca. Până acum vreo 3 ani de zile, totdeauna, când veneam în Timișoara, eram găzduiți la familia Gruiescu, atunci s-a îmbolnăvit sora Gruiescu foarte tare și nu mai puteam să venim să găzduim la dânsii și atunci familia Criste s-a oferit să ne fie gazdă, dar noi am rămas sigur legați special și prin familia Gruiescu automat legați cu biserica lor și biserica Betania. Oarecum prin ei voi ați fost parte din familia noastră sau noi parte din familia voastră. Așadar ne bucurăm să fim cu voi, mai ales în vremea aceasta extrem de critică pentru noi. Vă spun 2 evenimente de aseară ca să vă dați seama ce spun. Primul, am predicat la Biserica Pentecostală Apele Vii. Era acolo și o soră baptistă, nu știu de unde, dar la un moment dat ea s-a ridicat și a spus celor din jur: acesta nu este țon pe care îl cunosc eu. Și a plecat din biserică. Al doilea, tot aseară, Paul Negruț, vicepreședinte al Uniunii Baptiste, a publicat pe blogul lui un anunț. Iosif Țon s-a autoexclus din cultul baptist și îi dă poruncă să lase în pace bisericile baptiste. Sunt evenimente dramatice, evenimente zguduitoare. Și pentru cineva a cărui bunici s-au pocăit la 1896 și de atunci prin mama și apoi prin fratele lui mama, care a fost Ioan Cocuț, unul din marii predicatori baptiști în anii 30, și apoi prin toată lucrarea mea în cultul baptist până la vârsta de 76 de ani, ca să ajung să mi se spună ce mi s-a spus aseară, vă dați seama că e ceva zguduitor. Sunt acasă, sunt în familie și sunt obligat să vă spun
câteva lucruri, am cerut voie păstorilor să îmi dea voie să fiu mai personal în seara aceasta și să explic câteva lucruri. S-a întâmplat ceva foarte dramatic în familia noastră. Fica noastră, Dorotea, la nașterea primului ei copil, acum 8 ani și jumătate, a căpătat o boală teribilă, alergie la gluten. Ani de zile n-a știut ce-i și mâncând pâine, care ea, organismul ei nu mai putea tolera, avea dureri cumplite, abia de vreo 2 ani s-a descoperit ce are și i s-a spus că e o boală care nu se poate vindeca. Să aibă cea mai mare grijă că o fărâmă de făină de grâu intrată în sistemul ei îi dă crizele acestea teribile de durere, de suferință. Ca tată, privind durerile ei, sigur că eram disperat. M-am rugat, dar cred că m-am rugat fără credință, pentru că știam că boala aceasta e incurabilă, că e o boală organică. N-am avut credință. Ceva s-a întâmplat și fiica noastră a intrat într-un cerc de prieteni și a făcut un grup de prieteni noi, prin care a înțeles mai bine ce e viața cu Dumnezeu și, fără să știm noi, a auzit cumva de fratele Nelu Demeter de la Felix, pastor baptist la Biserica Baptistă din Felix. A dat telefon, a vorbit cu sora, au aranjat când să sune, când e el acasă, exact acum 2 luni. În 3 ore de consiliere, pas cu pas, a condus-o până la punctul la care i-a spus: acum ești vindecată. Și atunci a sosit acasă soțul ei, care e medic. Și ei a spus: sunt vindecată. Dacă ești vindecată, a spus băiatului, du-te, adă niște pâine. Poftim, mănâncă. Și a mâncat. Și n-a pățit nimic. Dacă ar fi fost încă boala aceea, ar fi leșinat acolo de durere. S-a vindecat complet. De atunci e vindecat. Rămâne în vindecare. Nu numai atât. Soțul ei, care era pocăit, da, așa căldicel, și eu mult m-am luptat cu el să-l aprind, n-am reușit. La un moment dat, pentru că Dora continua din 2-3 zile să-l sune pe fratele Demeter, care o consilia în continuare și o întărea în credință, a zis: dar vreau să vorbesc și eu cu el. Și a început consilierea cu el. Și s-a aprins. Și e totalmente schimbat. Lucruri pe care eu m-am rugat lui Dumnezeu să le facă în viața lui s-au întâmplat. Doar prin această consiliere cu fratele Nelu Demeter, care de multă vreme e țonist. De fapt a fost și un fel de angajatul societății misionare, pentru că noi îi dădeam suport de pastor și el avea cartea de muncă, de fapt, la noi.
până a ieșit la pensie. Deci, noi nu eram străini. El era elevul meu. Faptul acesta m-a zgudurit din temelii. Normal că atunci am început să mă interesez ce-i cu mișcarea asta nouă începută de Demeter, străjerii. Ce-i asta? Și am căutat să o înțeleg și am stat de vorbă cu fratele Demeter. Pe bloguri și pe altele se arată tot felul de minuni. E adevărat că ei fac întruniri mari cu mii de oameni și unele manifestări acolo sunt altfel decât pe gustul meu și al vostru. Manifestări. Dar eu am căutat să văd ce se întâmplă, pentru că acolo se transformă vieți. Tineri care o rup cu păcatul, care își înnoiesc viața, așa cum am văzut la fiica mea și la ginerele meu. După roadele lor îi veți cunoaște, că sunt manifestări ciudate. Și unii acum scot clipuri ca să arate ce grozăfie e acolo, că se întâmplă astea, că unii care trec pe acolo fac apoi declarații care eu ca teolog zic, nu-i așa, astea trebuie corectate. Fratele Demeter mi-a deschis oarecum, deci, înțelegerea a ceea ce fac eu, ei, și dintr-o dată am spus, mișcarea asta tânără, numai de câțiva ani, care produce asemenea vieți transformate, dar care teologic lasă de dorit, am zis, are nevoie de învățătură. De învățătura pe care mi-a dat-o mie Domnul Iisus, învățătura Domnului Iisus. Și dacă vreți să vedeți ce vreau să zic cu asta, luați ultima mea carte, care am publicat-o acum câteva luni, Bunătate, o teologie bazată pe învățătura Domnului Iisus. De 4 ani de zile studiez în numai învățătura Domnului Iisus. M-am îndrăgostit de ea într-un mod nou și am decis să-mi construiesc toată teologia din nou, pornind direct de la învățăturile Fiului lui Dumnezeu. Aceasta mi-a transformat teologia mea și asta o găsiți în cartea aceasta. Și i-am spus lui Demeter, eu mă asociez cu voi dacă mă primiți ca învățător, dacă mă primiți să vă aduc învățătura care mi-a dat-o mie Domnul Iisus, pentru că voi aveți nevoie de cineva care să vă îndrume teologic. Și-au acceptat. Și atunci am anunțat că mă asociez cu ei. De aici tot scandalul. Deci, ca să știți, scandalul e din momentul în care eu am anunțat că mă asociez cu această mișcare, care într-adevăr e tânără și ca orice mișcări tinere și ca orice foc mare aprins, mai arde și cum nu trebuie. Acum sunt judecat pe baza greșelilor lor. Oamenii se uită numai la manifestări greșite și zice, uite cu ce s-a asociat Iosif Țon. În loc să vadă că Iosif Țon s-a asociat lor ca să le aducă învățătură. Nu că el a îmbrățișat învățătura lor. Dar Iosif Țon recunoaște că acolo sunt câțiva oameni extraordinar de pricepuți în consiliere,
și în transformarea oamenilor după voia lui Dumnezeu. Acum, vreau să știți că eu sunt același. M-am numit însă baptist carismatic pentru că eu cred că darurile Duhului Sfânt, cele miraculoase, sunt valabile și astăzi. Primul dar, cel mai important, este faptul că Dumnezeu ne vorbește personal și direct. Corul asta a cântat. Și eu când am auzit cu ce începeți, că Dumnezeu vorbește, m-am uitat la fratele Eugen, el s-a uitat la mine și ne-am apucat de râs. Poate ați observat că am râs amândoi. Pentru că și voi ar trebui să fiți excluși, auto-excluși. Pentru că vina mea teologică numărul 1 e că eu cred că Dumnezeu vorbește și astăzi. Și de 42 de ani eu trăiesc în dialog cu Domnul și vă tot spun, iată ce îmi spune Domnul, iată încotro mă călăuzește, iată ce îmi vorbește. Și de multe ori mi-a schimbat radical viața pentru că am auzit vocea lui. Fă așa sau nu fă așa, sau du-te încolo, sau du-te dincolo. Eu cred că Dumnezeu e viu. Și eu mă duc la o întâlnire cu un Dumnezeu viu, cu care stau de vorbă. Eu îi vorbesc și El îmi vorbește. Cu un Dumnezeu care mă iubește și pe care îl iubesc. Și trăim într-o relație de dragoste. Lucrurile acestea, de o bună parte din teologii baptiști, sunt condamnate. Și ei numesc poziția lor cesaționism, care înseamnă to cessate, în engleză, e a înceta. Că anumite daruri ale Duhului Sfânt au încetat. În primul rând, darul ca Dumnezeu să ne mai vorbească. Acum, vă dați seama că eu n-am acceptat niciodată poziția aceasta, nu pot accepta, deci nu sunt ca ei, dar vreau să vă spun, fraților, noi trebuie să fim totdeauna după mărturisirea noastră de credință. Și mărturisirea noastră de credință nu vorbește de problemele astea. Mărturisirea noastră de credință spune numai atâta că credem în Duhul Sfânt și ne dă textele pe baza cărora credem în Duhul Sfânt. Atâta tot. Deci, indiferent ce cred eu despre darurile Duhului Sfânt, nu pot fi acuzat că am călcat mărturisirea de credință. Pentru că ea nu se ocupă de așa ceva. Deci, din punct de vedere teologic, eu nu m-am schimbat cu nimic. De 42 de ani, toate învățăturile pe care le-am dat, suscriu la ele și nici una dintre ele, nu zic, fraților, mi-am schimbat. Acum, totuși s-a schimbat ceva. Și acel ceva va fi subiectul predicii mele din seara aceasta. Deschidem Sfânta Scriptură la Ioan, capitolul 5. Ioan, capitolul 5, primele 14 versete. Să ne ridicăm ca să onorăm citirea Cuvântului Sfânt. După aceea, era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare, numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos de orice boală ar fi avut.
Acolo se afla un bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să fii sănătos? Doamne, i-a răspuns el, n-am pe nimeni care să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau de celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El le-a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Și el a întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut în norodul care era în locul acela. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. La aceasta vreau să adaug ceea ce spune Domnul Iisus în Matei, capitolul 12, versetul 43 până la 45. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând o dihnă. Și nu o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Și atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Intră în casă, locuiește acolo și starea din urmă omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și acestei neam viclean, acestei generații ticăloase. Doamne, luminează-ne mințile ca să înțelegem Scripturile. Amin. Ocupăm loc. Așa cum v-am spus, de ani de zile studiez învățătura Domnului Iisus. Mă cufund tot mai mult în ea. Caut să-mi formez gândirea după învățătura Domnului Iisus. Foarte ciudat însă, am fost blocat când e vorba de învățătura Domnului Iisus despre duhuri rele. Am fost blocat. N-am putut să înțeleg și mai ales n-am putut să o cred. Un text care mă șoca, dar la care niciodată nu m-am oprit pentru că n-am putut să-l accept. E Luca 12, versetul 10 și de acolo înainte până la 17. Acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârvovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Era iarăși ziua sabatului, iarăși critică, de ce faci minuni în ziua sabatului? Și Domnul Iisus le răspunde, femeia aceasta era o fiică a lui Avraam, pe care satana o ținea legată de 18 ani. Nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Nu puteam nici măcar să mă apropiu de textul acesta. Că e gârbovă datorită unui duh de neputință. Că satana o ținea gârbovă. Vedeți,
eram și eu totuși cât de cât infectat de gândirea modernistă. Noi astăzi mai credem în duhuri rele, poate asta era atunci, dar noi nu mai vedem duhuri rele manifestându-se. Învățătura asta poate a fost pentru atunci, dar nu-i pentru astăzi. Și cum e aia că ai fost izbăvit de duhurile și apoi ele vin înapoi? Mai poate un credincios născut din nou să mai fie stăpânit de duhurile? Mai poate el să ajungă sub robia diavolului? Nu se mai poate, e incredibil. Aceasta era mentalitatea mea. Acum vreau să vă spun care e cadrul general al învățăturii Domnului Iisus. Cadrul general al învățăturii Domnului Iisus e că există două împărății în conflict. O împărăție e a diavolului, pe care Domnul Iisus îl numește stăpânitorul lumii acesteia. El are de drept stăpânire asupra oamenilor datorită păcatelor. Pe principiul stabilit în Romani 6:16, nu știți că dacă vă dați cuiva să-l ascultați, deveniți robul celui pe care îl ascultați? Când Adam și Eva l-au ascultat pe diavolul, ei s-au dat diavolului. Și el a devenit stăpânitorul lor. Domnul Iisus e cel care ne-a deschis ochii să înțelegem că diavolul și îngerii lui, agenții lui, băgați de seamă, diavolul nu-i egal cu Dumnezeu. Diavolul e o creatură pe care Dumnezeu o lasă pentru scopurile lui deocamdată să existe. Dar diavolul nu este omniprezent, adică el nu-i pretutindeni. El are agenții lui, îngerii lui, duhuri rele. Câte vreme trăiam în lume, iată cum descrie starea apostolul Pavel. Voi, Efeseni 2:1-2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre când trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Când trăiam după natura noastră, după dorințele noastre, spune Pavel în continuare, noi eram între aceștia. Domnul Iisus, deci e cel care ne spune, iată cum e diavolul, el e un mincinos, el e tata minciunii, el e un ucigaș, el e un înșelător și el stăpânește pe oameni prin păcate. Duhuri rele care sunt specializate în diferite păcate. Băgați de seamă, eu am făcut o listă cu, și nu e greu să iei concordanța și să te uiți la Duh și să vezi întâi în Vechiul Testament, apoi în Noul Testament, câte duhuri rele sunt. Duh de minciună, duh de mânie, duh de ceartă, duh de invidie, duh de amărăciune. Clar e că fiecare păcat, în spatele lui există un duh al acelui păcat. Există duhuri specializate în minciună,
și altele în ceartă, altele în vrajbă și așa mai departe. Acum, Domnul Iisus a venit în lumea aceasta, după cum spune Ioan, 1 Ioan 3:8, să nimicească lucrările diavolului. Și El a adus aici împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu e stăpânirea lui Dumnezeu, proprietatea lui Dumnezeu. Și El ne învață că trebuie să ieșim de sub stăpânirea diavolului și să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, adică sub stăpânirea sau proprietatea lui Dumnezeu. El spune asta frumos lui Pavel pe drumul Damascului. Pavel o relatează în Faptele Apostolilor 26:18. Domnul Iisus mi-a zis așa: te trimit la neamuri, la evrei și la neamuri, să le deschizi ochii. Să le deschizi ochii să vadă că ei sunt sub diavolul. Și să-i convingi că acolo e întuneric. Nu-i bine să stai acolo. Și să se întoarcă din întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu. Și Apostolul Pavel o reformulează în Coloseni 1:13, când ești întors la, când te întorci la Dumnezeu, când ești mântuit, ești transferat din împărăția întunericului în împărăția Fiului dragostei sale. Coloseni 1:13. Suntem strămutați sau transferați dintr-o împărăție în cealaltă. Încă ceva crucial de important. Diavolul avea drept de proprietate asupra noastră. De aceea Domnul Iisus îi zice stăpânitorul lumii acesteia. De aceea când diavolul îi spune lui personal: ascultă, toate împărățiile lumii sunt ale mele. Dacă mi te închin mie, ți le dau ție. Domnul Iisus nu-i spune: minți, nu sunt ale tale. Domnul Iisus îi recunoaște dreptul. Dreptul lui Satan asupra noastră a fost dat de păcatele noastre. Păcatele noastre scrise pe un document sunt certificatul de proprietar al diavolului asupra noastră. Apostolul Pavel în Coloseni 2:14-15 explică ce s-a întâmplat la Calvar. Diavolul a zis: îl ucid pe Fiul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a luat toate păcatele noastre și le-a pus pe El. Păcatele noastre care au certificatul de proprietar al diavolului. Și Pavel zice: Domnul Iisus a țintuit certificatul ăla pe cruce. Tot cosmosul se uita și zicea: vai de mine, îl omoară pe Fiul lui Dumnezeu. Dar apoi a văzut cum Dumnezeu pune păcatele noastre peste El, El moare cu păcatele noastre și dintr-o dată dreptul de proprietar al diavolului dispare. Și l-au făcut de râs în fața cosmosului întreg, așa descrie Pavel acolo. La cruce, Domnul Iisus a desființat dreptul diavolului de a ne fi stăpân. De drept, diavolul nu mai are niciun drept de stăpân asupra noastră. Pentru că dreptul lui de stăpân l-a anulat Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, la cruce. Domnul Iisus însă ne explică: deși eu v-am eliberat de diavolul și v-am împăcat cu justiția lui Dumnezeu care cerea moartea, și asta am rezolvat-o tot eu pe cruce, și deși v-am procurat substanța care să vă spele de păcate, sângele meu, eu doar vă invit, vreți să veniți sub Dumnezeu?
Dumnezeu vrea să vă fie proprietar. Și, Doamne, mare lucru ar fi să ajungi să fie proprietar Dumnezeu. Dar El nu te obligă, nici măcar după ce și-a dat Fiul, ca să fie posibil să ieși de sub diavolul și să vii sub el. Dumnezeu le-a făcut pe toate, numai una nu face, nu te obligă. Dacă vrei să rămâi sub cel rău, ești liber să rămâi. Acum vine lucrul cel mai șocant. Tu poți, pentru că ai drept prin moartea Domnului Iisus în locul tău, tu poți să-i spui diavolului goodbye sau la revedere sau vis în latașul, cu ce vrei tu să zici. Eu nu mai vreau să fiu proprietatea ta. Tu nu mai ai drept asupra mea, că Fiul lui Dumnezeu m-a cumpărat la cruce. Te salut și eu mă duc sub Dumnezeu. Și botezul este actul public de schimbare a stăpânului. Băgați de seamă, încă din primele secole, aceasta era înțelegerea botezului. La botez, candidatul întâi declara: declar public că mă leapă de Satana și mor față de Satana. Și era băgat în apă, semn că era îngropat față de Satana. Și când se ridica din apă, trebuia să declare: Iisus Hristos e Domnul, Domnul meu. Domnul înseamnă proprietarul. Iisus Hristos este proprietarul acestei vieți. Aceasta e schema fundamentală. Și acum fiți tare atenți. Unii zic că din moment ce ai trecut dintr-o parte în alta, ești bătut în cuie acolo și nu mai poți ieși de acolo. În altă formulă zice, mântuirea nu se mai poate pierde. Odată mântuit, pe totdeauna mântuit. Poți tu face orice, și unii spun deschis, poți păcătui cât vrei, că tu nu mai poți pierde mântuirea. Aceasta e o învățătură care circulă. Odată ce te-ai uitat la jertfa Domnului Iisus, odată ce ai crezut în El, ești mântuit și pe totdeauna mântuit. Ești bătut în cuie acolo și să vrei tu nu mai poți pleca dincolo. Aceasta am susținut-o și eu. O vreme, foarte, foarte repede, la începutul vieții mele de credință, m-am trezit că asta nu e adevărat. În primul rând, Domnul Iisus ne spune, după ce am venit la El, rămâneți în mine. Rămâneți în mine, rămânând în învățătura mea. Dacă nu trăiești după învățătura mea, nu rămâi în mine. Și dacă te duci înapoi la păcat, te duci înapoi la diavolul. Te duci înapoi sub stăpânirea diavolului. Rămâneți în mine, pentru că dacă nu rămâi în mine, dacă nu continui să trăiești după învățătura mea, tata te taie. Ești o mlădiță care n-aduce roadă pentru tata, adică n-acceptă să-i fie viața schimbată după învățătura mea. El o taie, ea se usucă și e aruncată în foc. Așa spune Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus spune ceva mai mult. Duhul care a ieșit din tine nu-i place fără trup. Ar vrea să vină înapoi. Și asta nu avem numai acolo în Luca 13, de unde am citit, că Matei 12, că Duhul acela
vine înapoi și dacă găsește casa goală, mai ia încă 7 cu el și vin și umplu casa. Apostolul Petru ne atrage atenția, fii atent că diavolul răgnește ca un leu împrejurul tău căutând să te înghită. Și Pavel ne atenționează în 2 Corinteni 11:13. Mă tem că nu cumva șarpele care a amăgit-o pe Eva cu șiretlicul lui să nu vă amăgească și pe voi și să vă strice de la curăția, adică trăirea curată, fără păcat, să vă strice de la curăția și credincioșia față de Hristos. Un păcat nu-i mare lucru. Cu asta nu-i mai ești credincios lui Hristos. Și Satan te-a înghițit. Ce se întâmplă? Aici vine partea cea mai importantă, că se referă la noi, la fiecare pocăit. V-am spus că există duhuri ale păcatelor. Există duhul de minciună, duhul de mânie, duhul de ceartă. Când tu minți, Romani 6:16. În Roman 6, Apostolul Pavel ne-a explicat, voi v-ați făcut una cu Hristos, prin botez, voi v-ați făcut una cu Hristos. Acum, spune el, fii atent să nu-ți mai dai mădularele în slujba fostului stăpân. Fii atent că lucrează legea aceasta, când îl asculți, te dai lui. Asta scrie pocăiților. Roman 6 e adresat celor care au, prin botez au murit față de diavolul și s-au făcut una cu Hristos. Fii atent acum pe care îl slujești, că e posibil să începi să-l slujești din nou pe cel rău. Când îl asculți, tu te dai lui. În Efeseni 4:27, când ne atrage atenția la preprimejdia mâniei, el spune, ai grijă să nu dai prilej diavolului. Cuvântul prilej e cuvânt cheie. În limba greacă, cuvântul e aforme. Aforme însemnează cap de pod sau platformă de pe care pornește un război. Fii atent că tu îi dai un cap de pod diavolului. De exemplu, vine după ce te-ai pocăit, ai fost spălat, ai fost curățat, ai fost scos de sub diavolul, ai intrat sub proprietatea lui Dumnezeu. Cuvântul spune, fii atent că diavolul iar ar vrea să te șmecherească. Și vine duhul de minciune. Acum, cine nu mai minte? Ce se poate să nu minți? Avea o minciunică? Când tu minți, așa ți-a stricat diavolul mintea de la credincioșia față de Hristos. Hai mă, că nu-i mare lucru o minciună. Dar cu aia tu te dai Duhului de minciună. Tu i-ai dat un cap de pod. Ciudat că prima dată când minți, ți-e groază să minți. Cum minți să minți eu un pocăit? Imediat după convertire. Dar interesant că după ce ai mințit odată, a doua oară e mai ușor să minți. Și a treia oară e și mai ușor, pentru că capul ăla de pod care l-ai dat Duhului de minciună, el îl tot lărgește. Și apoi se duce repede, haidați că este intrare aici. Și vine și Duhul de mândrie, și vine și Duhul de ceartă, și vine și Duhul de înșelăciune, și Duhul de dușmănie,
și duhul de ură, 7 mai rele decât duhul de minciună. Du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple mai rău. Ce-i mai rău? Fii atent că dacă păcătuiești, duhul păcatului ăluia mai aduce altele. Starea ta de la urmă e mai rea ca cea din tâi. Și Petru spune că după ce am cunoscut pe Domnul și ne întoarcem la păcat, ar fi fost mai bine să nu-L fi cunoscut decât să ajungem după aceea să facem ca animalul ăla pe care nu-l numesc, care după ce l-ai spălat, se duce imediat înapoi în balta de noroi. Că așa e natura lui să se scalde în oroi. Suntem avertizați, deci, în toate felurile. Fii atent că prin păcat tu te dai diavolului. În spatele fiecărui păcat este un duh al acelui păcat. În spatele fiecărui păcat este un duh specializat în acel păcat, care când tu faci acel păcat, te dai acelui duh. Și acel duh capătă stăpânire asupra ta și mai aduce și pe ceilalți. Acestea sunt lucrurile pe care nu le-am putut crede. Acestea sunt lucrurile la care mi s-au deschis ochii. Ciudat! Vorbeam atât de mult despre cele două împărății în conflict. Dar unul n-am văzut. Că Domnul Iisus, când ne trimite, așa cum i-a trimis pe apostoli, spune, du-te, predică Evanghelia împărăției, du-te, eliberează-i pe oameni de demoni și vindecă-i. Și eu am zis, păi asta s-a aplicat numai la apostoli. După moartea apostolilor, asta nu se mai aplică. Adică, lupta asta între astea două împărății a durat numai vremea apostolilor. Noi nu mai suntem în conflictul ăla, nu se mai aplică așa. Nu-i ridicol lucrul acesta? M-am speriat. Și am zis, stai, Domnule, cum ar putea Domnul Iisus să înceapă un război cu cel rău care să țină numai o generație? Și după aia l-abandonează. Așa am crezut. Dar n-am pus-o în formă asta până când cineva nu mi-a deschis ochii la asta, un teolog englez. Prin urmare, unde suntem? Haideți să vedem, învățăturile acestea sunt învățăturile Domnului Iisus și sunt continuate și de Petru, și de Pavel, și de Ioan. Fiecare ne avertizează să nu ne întoarcem înapoi sub diavolul. Orice păcat mă aduce înapoi sub stăpânirea celui rău. Și după un păcat vin altele, și după un duh rău vin altele, până când Duhul Sfânt pleacă. Fiți atenți! În Psalmul 51, diavolul, în Psalmul 51, David se roagă după păcatul acela teribil. Nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Dă-mi din nou bucuria mântuirii. Acum teologii, mulți teologi zic, asta nu se mai aplică. Noi nu putem să ne mai rugăm rugăciunea. De ce? Pentru că în Ioan 14, de la 15 la 17 spune că Duhul Sfânt vine în noi să rămână. Și se spune așa,
în Vechiul Testament Duhul Sfânt venea pentru vreme și pleca. Dar uitați ce zice Domnul Iisus, Duhul Sfânt vine să aibă permanență în noi. Așa-i. Așa-i. El vine să rămână. Dar imediat după câteva versete, Domnul Iisus spune, rămâneți în mine și rămâneți în învățătura mea. Nu vă mai duceți la păcat. Pentru că dacă vă mai duceți la păcat, tata vă taie. El vine să rămână. El vrea să aibă locuință permanentă în tine, dar rămâi tu în mine. Trăiește după învățătura mea. Pentru că dacă vine un duh și apoi vine altul și vine altul și ești plin de ei, la un moment dat, Duhul Sfânt, care la început e întristat, Efeseni 4, să nu mai minți, să nu mai furi, să nu te mai mâni, să nu vorbești vulgar, de ce? Ca să nu întristezi pe Duhul Sfânt. Dar după aceea, în 1 Tesaloniceni 5:18 spune să nu stingeți Duhul. Cu atâtea păcate, în cele din urmă, l-am stins. Și el pleacă. Atunci mă taie tata. Atunci el zice, nu mai e nicio speranță în mine. Vai de omul acela, care e ca și pomul acela neroditor, și grădinarul spune, tată, nu-l tăia încă. Îl mai hrănesc, îi mai aduc niște predici clare să se întoarcă și să producă rod. Dar dacă încă un an el n-aduce rod, atunci, tată, voi zice, nici eu nu mai am nicio speranță în el, taie-l. Vai de omul în care își pierde speranța Domnul Iisus. Vai de omul în care Domnul Iisus zice, nu mai am nicio speranță, tată, taia. De ce? Pentru că s-a jucat cu păcatul, s-a umplut de duhurile păcatului, a devenit rob și Apostolul Petru spune, sunteți robii lucrului de care sunteți stăpâniți? Și Domnul Iisus spune în Ioan 8, de la 31 înainte, Fiul vă face liberi de păcate. Și dacă nu o rup cu ele, ajungi să fie stăpânul tău diavolul. Și voi aveți de tată pe diavolul. Deci mereu lucrul acesta. E posibil ca eu să-L alung din mine pe Duhul Sfânt pentru că m-am lăsat umplut de duhurile rele. Câți pocăiți din bisericile noastre mint, înșeală, fură, se ceartă, se dușmănesc, toți ăștia au întrerupt relația cu Dumnezeu, pentru că prin păcate, în primul rând, părtășia cu Dumnezeu a încetat. Bucuria mântuirii s-a dus. Duhul Sfânt e supărat, apoi stins, apoi a plecat. Omul acela a ajuns iarăși rob. Și sunt între noi. El nu vrea să știe nimeni că el nu mai are părtășie cu Dumnezeu. Nu mai are chef să meargă la întâlnire cu Dumnezeu pentru că știe că nu are. Dar continuă să cânte, să se roage frumos în biserică, să facă alte lucrări în biserică. Dar să nu știe nimeni
că eu nu mai am ce am avut la început. Eu nu mai am viață. Acest fiu al meu era mort. Și în Apocalipsa 3:1, Domnul Iisus zice bisericii din Smirna, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort și știu faptele de tale că ești mort, veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte. Că n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și ai auzit? Ține și pocăiește-te, că dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care zi voi veni peste tine. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Adică ceilalți ce-au făcut? Ceilalți de-aia sunt morți pentru că și-au mânjit hainele. Ai câțiva care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Descrierea unei biserici, exact după tot ce v-am spus până acum, în biserică, cei mai mulți, în biserica din Sardes, cei mai mulți erau morți, pentru că s-au jucat cu păcatul. Dar erau în biserică. Și era ca și biserica din Laodiceea, unde Domnul Iisus e afară și zice, iată, eu stau la ușă și bat, la ușa bisericii. Ce înseamnă asta, frații mei? Biserici unde a intrat din nou corupția, să-i folosim numele modern. Ne-am jucat cu păcatul, a intrat în noi corupția. Noi suntem morți în păcatele noastre, din nou. Ce-i de făcut? Eu nu știu, Biserica Betania, câți sunt în situația bisericii din Sardes. În situația pe care v-am descris-o în toate de până acum. Acum aici, vă rog, fiți atenți, unde vine învățătura clară a Bibliei? Întâi de toate, trebuie trezire spirituală. Întotdeauna trezirea spirituală începe când un om sau un grup se zguduie, noi suntem robii păcatului. Am intrat din nou în întuneric. Trezirea e trezirea fiului risipitor care și-a venit în fire. Vai de mine, unde sunt? Acest fiu al meu era pierdut, era mort, dar și-a venit în fire. Mă voi scula, mă voi duce la tata, îi voi spune, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai am absolut niciun drept la tine. Ai toate drepturile să fiu dezmoștenit, ai toate drepturile să mă consider lepădat, și de fapt dreptul tău legal e să mă omori cu pietre. Dar eu știu că tata e bun. Și dacă mă primești ca pe un sclav, sunt tot în casa lui tata. Casa pe care am disprețuit-o, pe care am trădat-o când m-am dus în lume. Primește-mă ca un rob. Sunt tot în casa lui tata. Atât de mult dorea el să vină înapoi la Dumnezeu.
și brațele lui tata sunt deschise. Ai căzut. Cât de adânc ai căzut? A fost o credincioasă în Olanda, pe nume Corrie ten Boom, care a fost în lagărul nazist și de acolo a ieșit transformată și a devenit o extraordinară misionară. Corrie ten Boom spune, oricât de adânc ai căzut, uită-te în jos, pentru că sub tine vei vedea două mâini încrucișate așa, gata să te ridice sus. Uită-te bine că sunt străpunse de cuie. Mâinile Domnului Iisus nu sunt prea scurte ca să ajungă până unde ai căzut. Domnul Iisus spune, eu sunt gata să te mai spăl și să te mai eliberez și să te mai aduc în casa lui Tata. Câte vreme ești viu, câte vreme mai ești acolo, înseamnă că Tata îți mai dă o șansă. Și ranele mele mai dau sânge ca să te spele. Așa zice Domnul Iisus. Iată ce zice bisericilor Duhul. Să ne trezim și să vedem unde suntem. Pavel spune încă ceva. Din pricina faptului că nu vă cercetați și luați cina Domnului încărcați de păcate, sunt mulți bolnavi, boli produse de duhurile rele, boli produse de Satan, ca și la femeia aceea, care era fiica lui Avraam, era credincioasă. Da, era cuprinsă de un duh de neputință. Cel puțin 75-80% din boli, spun medicii, nu au cauză fizică, au cauză sufletească. Și dacă s-ar rezolva cauza aia, s-ar vindeca om. Asta e verdictul medicilor. Noi am zis, aia superstiții, că mulți sunt bolnavi pentru asta. Cine crede asta? E real! E cuvântul lui Dumnezeu! Și atunci, iată minunea. Când îți vezi păcatul, trebuie să vezi în spatele păcatului Duhul rău. Și să-i spui din nou, nu te mai vreau! Ieși afară din mine, pentru că eu îi aparțin Domnului Iisus și eu vreau sângele Domnului Iisus să vină din nou să mă spele, tu ieși afară. Să-ți vezi păcatul, să vezi Duhul rău din spatele păcatului, să-ți pară rău de starea în care ești, să fii scârbit de păcat și să te eliberezi de Duhul de păcat. Atunci vine înapoi sănătatea. Dar atunci te-ai deschis din nou Duhului Sfânt și trăiești o nouă umplere cu Duhul Sfânt. Și fii atent, când te umpli așa cu Duhul Sfânt, fii deschis dacă vrea să-ți dea orice dar, nu te speria. Lasă-L pe Duhul Sfânt să lucreze. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze din robie și din păcat. Duhul Sfânt, fiți atenți, vine ca să ne dea capacitatea de a trăi în sfințenie. Domnul Iisus spune la
înainte de Rusalii. Veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Martori unde? Înainte de toate în familie. Când vine Duhul Sfânt peste tine, îți vine ca tu să-L mărturisești în familia ta, ca om schimbat, ca femeie schimbată. Duhul Sfânt vine în tine ca apoi să te duci la lucrul tău și acolo la lucru să nu mai minți, să nu mai furi, să nu mai înșeli. Și toată lumea să zică, uite cum sunt pocăiții. Așa să strălucească faptele voastre, încât oamenii să zică, uite ce copii are Dumnezeu. Și suntem o jumătate de milion de evanghelici în România. Imaginați-vă că o jumătate de milion de treziți, de eliberați de păcat și de cel rău, care de acum se duc și sunt martori în slujbele lor. Nu mai fură, nu mai beau, nu mai înșeală, nu mai mint, nu se mai ceartă. Și toată lumea zice, ce e asta? S-au pocăit pocăiții și au schimbat pocăiții viața. Hai să mergem și noi acolo. Și ar năpădi oamenii la Betania care vrea să fie și ei oameni schimbați. Și guvernul României ar zice, am găsit soluția la corupție. Soluția la corupție e trezirea spirituală, eliberarea de păcat și de duhurile păcatelor. Și umplerea cu Duhul Sfânt și putere de a trăi o viață curată, o viață sfântă. Lucrurile acestea le-am înțeles în ultima vreme. De o viață întreagă, sau de 20 de ani acum, de când m-am întors din America, am dorit să mai văd o trezire spirituală. Eu am trăit una, când a început Liviu Olah, trezirea de la Oradea. Când el a plecat, m-au chemat pe mine acum. Știu ce înseamnă să se deschidă cerul. Știu ce înseamnă să nu mai fii tu. Și puterea Duhului lui Dumnezeu să fie și peste tine și peste biserică. Și viețile transformate după chipul Domnului Iisus. Și agonizez după o nouă trezire. Acum am înțeles cam cum va fi trezirea aceasta. Tot ce v-am spus în seara aceasta e de fapt rețeta pentru trezire spirituală. Rețeta ca Dumnezeu să-și elibereze proprii copii de stăpânirea păcatelor, de stăpânirea duhurilor rele. Și să-i transforme ca apoi să meargă la locurile de muncă curați, fără pată, cum spune în Filipeni 2:15, fără pată, oameni ai lui Dumnezeu care străluciți în mijlocul corupției, unui neam corupt, ținând sus cuvântul vieții. Dumnezeu ar vrea să facă mântuirea neamului românesc. Dumnezeu ar vrea să scape neamul românesc de corupție. Dar nu poate câte vreme suntem noi corupți. Nu ne poate folosi câte vreme noi ne-am jucat cu păcatele și câte vreme noi suntem sub robia duhurilor păcatelor. Când ne vom trezi? Când vom vedea că strigă din nou, frații și surorile, nu mai vreau sub păcat, nu mai vreau stăpânirea celui rău, vreau eliberare, vreau umplere și vreau sfințire. Eliberare, umplere cu Duhul Sfânt și viață de sfințenie. Iată programul pentru trezire spirituală, iată programul pentru desfințarea corupției în România. Doamne,
mulțumesc că sunt aici cu frații mei și le-am putut mărturisi ce s-a întâmplat cu noi, cu familia mea. Și ce am înțeles eu acum din starea bisericilor noastre și din rețeta pentru trezire și pentru transformarea bisericilor și a României. Mulțumesc că mi-ai dat puterea și limpezimea să explic cuvântul tău. Mulțumesc că încă o dată mi-am făcut datoria. Eu am semănat sămânța. Tu vei lucra restul. Și eu, nevrednicul, îți voi da ție toată slava, pentru că eu nu sunt vrednic de ea.